Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu EAFC25. Astăzi, cum puteți vedea și voi pe ecranele voastre, EA Sports FC Companion App, FC Web App, a apărut Web App-ul în EAFC25 și am zis că trebuie să-i facem un video să vedem dacă ne dă acele Welcome Back Pack-uri sau nu, pentru că dacă ni le dă, le vom deschide chiar acum pe clip, să vedem, poate pici nebun, ne dă vreun Mbappe untradeable așa, out of nowhere, chiar ar fi senzațional să încep cu Mbappe, un RTG fără să mai bagi FC points. Dar eu sincer efectiv am scris web app, după cum puteți vedea, am scris web app, am dat aplicația web EA Sports FC Ultimate Team, este primul link, nu am intrat pe altceva și efectiv acesta este și vă duce direct pe această pagină mirobolantă. Dar hai gata, hai să intrăm în pâine, hai să intrăm în miez, hai să intrăm în nucă și în cozonac, că de bă, a apărut o eba, oare se respectă contul de data trecută? Get started! Oh, bun, cont creat în 2023 pe PlayStation 5, pentru că de anul trecut ne-am mutat și noi pe Next Gen. Welcome back, arăte un YouTube, let's start, bun, get started, bun, așa vreau să văd. Get started, ia să vedem, choose your starter pack. Mă, aici v-am zis, e un debate, lumea o să aleagă, părerea mea, sunt trei variante, poți să includ și Anglia acolo pentru că sunt foarte mulți jucători din mai multe ligi diferite, dar o să rămân la Brazilia sau Franța. Bine, lumea o să aleagă Franța pentru că Mbappe și pentru că nu știu ce, sau Brazil pentru SBC, pentru Advanced SBC, ori poți să alegi și Argentina aici, nu pot să zic nu, poți să alegi și Argentina, pentru că de obicei argentinieni și brazilienii sunt răspândiți în lumea asta și vă ajută la Advanced SBC-uri, dar eu personal, pentru că sunt fan Real Madrid și pentru că există o șansă de 0,00001% să pice vreun Mbappe, choose your starter pack. O să iau pe Franța, sunt mai ușor delegați, sunt și ei mulți prin cam toată lumea, îi dăm continue. Nu știu dacă o să ne dea ceva senzațional. Bă, ne-a dat un Mateta. Bă, jucător de Premier League. Nu pot să zic că e rău, nu pot să zic că e rău deloc. Adică pentru un starting squad, Mateta, Premier League, francez, chiar e ok. Păcat că e untradeable și nu poți să-l vinzi. Îl avem și pe băiatul ăsta Gigiot, îl avem pe Gigel ăsta din seria de la Lazio. Avem pe Loiodice ăsta din la Liga, presupun că e Liga a doua sau nu știu, ba nu, de fapt e prima ligă, că e la Palmas. O să-l schimbăm, m-am mutat eu în partea cealaltă ca să puteți să vedeți. Cred că o să-l schimbăm pe acest right winger Bio. Sincer am făcut câteva experimente și sincer nu-ți dă niciun Mbappe, niciun Son, niciun Haaland, deci nu-i căutați, că i-am căutat. Efectiv, era să-l schimb pe Mateta, că am zis că poate îl dă pe Mbappe, dar nu se întâmplă treaba asta. Bă, e un debate între Kingsley Coman și Rashford. Bă, sincer, părerea mea l-aș lua pe Rashford pentru că l-aș vrea, dacă n-ați văzut videoclipul de ieri, este în starting squad-ul meu și sincer vreau să văd cum e loan. Da, o să mă sucesc și o să-l iau pe Coman pentru că o să ne trebuiască chemistry la început. Chemistry și jucători de Premier League îl avem doar pe Mateta asta, nu? Ah, ne-am sucit. Asta este, îl luăm pe Kingsley Coman, l-am luat pe Florinel și trebuie să băgăm aici continuu. Bun, avem, nu ne-a dat Real Madrid, avem Liverpool și Bayern München. Bă, vedeți că ăsta de la Bayern München nu e rău. Nu e rău deloc, nu știu, mă gândesc și la voi ce ați alege pentru mine. Nu știu, Liverpool sau Bayern München. Aici sincer vă recomand, indiferent că sunteți fan Barcelona, sunteți fan Real Madrid, sunteți fan FCSB, sunteți fan Dinamo, Steaua, Rapid, ce vreți voi, bă, luați cele mai cunoscute, indiferent că sunt de la echipa adversă, pentru că puteți să le vindeți și faceți ceva bănuți. Sincer, ăsta la Bayern îmi place cum arată, sincer aș și juca cu el. Nu știu de ce, mi se pare super, super interesant. Nu știu dacă e home kit-ul lor, dar arată mișto. Sincer, și la Liverpool arată fain. Nu știu ce să zic. Cred că o să iau totuși Liverpool, că mă gândesc că poate o să fie mai rar decât ăsta la Bayern. Nu știu, îmi asum. Amândouă o să fie la fel de scumpe sau la fel de ieftine, cred. Și a doua, din păcate, avem Barcelona. Bun, perfect, uite, n-am nimic aici nebun, iau Barcelona, oricum o să-l vând după, pentru că probabil că o să fie bine. Sincer, ăsta cu ăsta, echipamentul ăsta, presupun că e de deplasare sau al treilea echipament, sincer, arată clean. Sincer, îmi place, ca fan
ca fan Real Madrid chiar îmi place foarte mult echipamentul ăsta al Barcelonei, nu știu, să ziceți în comentarii, este al doilea sau al treilea rând de echipament. Bun, și avem și clubul. Avem două alegeri. Avem ori Spania, ori Franța. Bă, sincer, pentru Mbappé să iau Spania, pentru Real Madrid. Nu știu, hai că luăm Franța, nu știu, luăm Franța. Bă, aici e greu că, sincer, vreau să iau cam cele mai scumpe, nu mă interesează, nu știu. Chiar o să verific dacă cumva Spania e mai scumpă decât Franța, chiar o să-mi fac mea culpa pe treaba asta, dar mă gândesc că Franța e mai, poate e mai scumpă. Club complet al lui RT, avem FC25 Ultimate Team Club, am ales Franța, am ales loan player-ul Kingsley Coman pentru chemistry, am luat club badge de la Franța și avem kiturile lui Liverpool de acasă și deplasarea lui Barcelona, îi dăm start, i-am dat pe lângă, îi mai dăm o dată start. Și avem 0-0-0-0, mi se pare senzațional. Am vrut să văd dacă îmi dă ceva la... aparent obiectivele deocamdată sunt unavailable, ok, deci nu poți să faci obiective alea simple. Ia să vedem aici, evolution, se pare că avem intro to stat limits, ok. Atâta, ăsta e singurul requirement, ok. Și văd că îi dă plus 3 shooting, plus 2 dribbling, wow. Păi 82, mamă, s-ar încadra bine, s-ar încadra foarte bine Rashford, dacă l-aveam pe ăsta. Dar acum ia să vedem la pachete. Ok, deci se pare că avem ceva la pachete. Ok, ok, bă, welcome back packs, bă, pup. Mamă, și avem și preview pack, o să le deschidem pe alea. Deci avem un silver, bravo. Avem un silver players premium care e tradable, avem un gold pack de 5k care este untradable, avem un... Gold player spec de 7,5k untradeable, avem un 83x2 gold player spec maxim jucător de 83 tradable, ceea ce nu e rău, și ăsta e tot tradable, tot tradable, tot tradable. Ultimate loan player reward pack 86-90, nu poate să spice Mbappe, poate să spice vreun Vinicius sau Bellingham dacă ai noroc. Prima oară hai să începem cu preview, că sincer poate să fie ceva interesant. Avem Tapsoba. Nu Tapsoba ăla de la Leverkusen care ne interesa pe noi, Aliti, avem ceva jucători, dar nimic senzațional. Cred că o să lăsăm preview-ul ultimul, de ce? Pentru că s-ar putea să ne ofticăm, să ne pice ceva mișto și să n-avem bani, efectiv să putem să facem ceva pe aici, sincer. Hai să descriem prima oară, Silver Player, jucător de la, bă, cumva jucător de la Player Bio. De la Al Nassr, da, bă, nu știu dacă e scump sau nu, s-ar putea să fie singurul right back bun la ei, deci s-ar putea să fie destul de scump, cu 73-83 maxim. Avem Minamino de la Monaco, ok, bă, e tradable, și cu Elliot, ok, Elliot s-ar putea să fie scump, Elliot s-ar putea să fie scump, 1100 chiar e scumpuț Elliot, sincer, nu o să vând nimic, vă recomand și voi aceeași treabă, nu vindeți, băgați pe transfer list, pe ăstea, la început, s-ar putea să vă păcăliți și nu cred că o să pierdeți foarte mult. Și așa poate îi folosiți într-un SBC sau poate îi folosiți în echipă la început. Who knows? Al doilea pachet, l-avem pe Carlos Soler, mamă, jucător de la Premier League. Și vedeți că e un jucător foarte, foarte bun all around. Foarte, foarte bun, 1000 de coins, 900, bă, e ok de început, bun. Junior Mesias, bă, e brazilian, e bun și el, e bun. Bă, sincer, ne-a dat jucători foarte, foarte buni din ăștia. Deci din 4 jucători, 3 sunt foarte, foarte buni, sincer. Minamino ăla nu pot să zic că mă încântă, dar e ok și el până la urmă, că e rar. Ia să vedem. Cosunu! Mamă, ăsta e super pack, pul. Mamă, și Turam. Mamă, ne facem echipă pe seria. Ne facem echipă pe serie, mamă, Turam ăsta arată senzațional, e francez, e Juventus, are link-uri foarte bune și Cosunul ăsta pentru starting squad-uri e dumnezeesc, Cosunul ăsta s-ar putea să nu fie 1500, s-ar putea să se ducă în vreo 3, 4, chiar 6000 ce scrie aici, nu știu, rămâne de văzut cum evoluează prețul lui, dar sunt jucători deja doi care intră, ăsta e și francez, Marcus Turam, intră lejer, dar Cosunul ăsta n-ai cum să nu-l bagi în echipă. Uite mă că îți dă și din ăstea, ești nebun, dă și din ăștia ceva jucători care chiar poți să te folosești de aici, ceea ce îmi place, în sfârșit, thank you ei pentru welcome back packs, thank you, eu îți mulțumesc în numele comunității, mamă, și cu Cio Hernandez, bă, până când să fii sărbătoare, hai că nu e un pic sărbătoare, mamă, și Gravenberg. Bă, sincer, eu mă bucur că deja parcă un hibrid
Parcă un hibrid Serie A cu Premier League, parcă preconizez că am putea face ceva cu ăștia jucătorii pe care îi avem deocamdată, hai și cu Ultimate Loan ăsta, hai cu Bellingham, era prea mult, Grimaldo, bă, Grimaldo din păcate nu prea putem să-l folosim, cu preview, hai cu preview, tată, hai cu preview, Almusrati, bă, nu ne-a dat senzațional, sincer m-aș fi rugat să-mi dea vreun inform și aia era problema, că nu puteam eu să-l cumpăr, pe cu pachet de 5.000, untradeable. Avem Andersen, tot din Premier League, bă, sincer, pace-ul ăsta nu pot să zic că îmi place, nu pot să zic că îmi place deloc, deloc, deloc. Ăștia o să-i las, sincer, nu o să le dau cu XR și chestii. Avem Jeremy Pino, ok, ball players, hai cu rar, hai cu ceva jucător rar, din păcate nu avem jucător rar, îl avem pe Doan, care nu arată rău, sincer. De fapt, da, avem jucător rar, dacă mai mult nu-l mai auzut, cred că o să mă enervez și eu, nu știu dacă doar voi. Avem pe Doan, avem pe Gibson, avem pe Ryan. De fapt, o avem pe Ryan. Nu, Lucia Rodriguez. N-arată rău. Gori. Bă, nici asta n-arată rău. West Ham pe acolo se poate face. Patrick sau Patrick. Nu prea are pace așa cum mi-aș dori eu. Mark, mamă, mai e Rojo. Wow, Tela. Mamă, Tela asta arată bine, rău de tot, parcă era silver anul trecut, acum s-a făcut gold non-rar. Bă, arată bine, 85 pace, 80 dribbling, aproape 70 shooting, chiar e ok. Juranovic, un fundaș dreapta, cred că de început pe Bundesliga, foarte, foarte ok. L-avem pe Laci ăsta de la Sparta Praga, Medina și Sandler, băiatul ăsta care cred că am trecut cu vederea, dar are 70 pace. Sincer, și chiar e ok. Înainte de a încheia acest superb episod cu EBAP, v-aș recomanda să faceți Foundations 1. De ce? Dacă aveți jucători, hai să-l facem totuși, dacă suntem pe aici, trebuie efectiv un jucător bronze common player. Cel mai slab jucător, dar de fapt nu, stați că vă arăt o chestie, vă arăt un trick, nu. Începeți cu cel mai greu SBC. Pentru că după aia s-ar putea să dați niște jucători care o să vă trebuiască aici, da. Bun, perfect. Submit și tu, că totuși e silver pack, nu e ca și cum e gold pack. Avem pe Kane, mamă, ne l-a dat pe Kane. Da, nu pe Kane pe care aș fi vrut eu. Dar e partea a doua. Bine că zici că-s francezi, dar oricum avem la mijloc acolo. Bun, premium bronze pack. Besirovic, e de joacă neapărat cu el. Claim rewards, o să dăm și aici că ne trebuie doar un jucător. Low to high, nu vreau striker. Ia să vedem. Hai că dăm planul pe ăsta că e rating mic. Bun, și s-a făcut foundation și avem un pachet, nu prea înțeleg pachetul ăsta. Avem doi jucători, unul garantat să fie rar. Ok, asta înseamnă că s-ar putea să fie și bronz rar, nu? Dacă nu mă înșel. Din păcate asta este. Deschidem și astea în încheiere. Avem un rar, bun. Bă, rarul ăsta nu, Bayern München, pe aici din păcate nu putem să le vindem. Avem și primul român, mamă, ne-a picat primul antrenor român, Mircea Rednic. Frumos, frumos, nu putea să ne pice Dorinel Munteanu, că era mai fain, nu mai contează. Nu știe jocul, din păcate. Și următorul, tot Murphy, mamă, de la Newcastle. Ăsta s-ar putea să fie ok la un SBC ceva. Ăsta s-ar putea să fie ok la un SBC. Un pachet cu doi jucători, unul garantat să fie rar și să fie gold, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, bă, nu e rău, dar unde mai joacă Gonzalo Ramos ăsta? Joacă la PSG, dar nu se vede, se vede foarte stâlcit asta și nu înțelegeam, de fapt, da, joacă la PSG, bă, nu e rău de starting, nu e rău deloc și Cahinova, ok, de la Real Sociedad. Ăsta a fost video cu EBAPU, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, puteți să dați și un subscribe dacă vă place conținutul pe care îl creezi cu EAFC25 și să-mi spuneți în comentarii mai jos ce, dacă ați primit voi ceva senzațional din aceste pachete Welcome Backpacks care s-au reîntors în EAFC25. Nu înainte de a termina acest videoclip, vreau să fac un anunț. Astăzi, când o să se posteze videoclipul, astăzi o să facem live cu EAFC25 de la ora aproximativ 12 noaptea 00:00. O să pun pe ecran ca să fie cât mai clar. Vă aștept pe live. Eu am fost Arete, v-am pupat, ciao!